Ai clasă. Rectorii principalelor universități din țară susțin că, în urma evaluării școlilor doctorale, finanțarea doctoratului trebuie să se facă diferențiat, după capacități și rezultate. Este cea mai nouă știre din educație publicată acum 2 ore de hotnews.ro. Bun găsit! Sunt Mirela Nicolae și vă invit să ascultați până la 16:30 de minute știri, interviuri și reportaje din educația națională și internațională. În primul material va fi vorba tot despre evaluări, mai precis despre cele ale profesorilor. De mulți ani, formarea inițială și continuă a cadrelor didactice preuniversitare reprezintă unul din principalele subiecte ale dezbaterilor și reformelor. La mijlocul acestei săptămâni, Coaliția pentru Educație și-a asumat organizarea unei întâlniri publice pe tema Masterat didactic sau modul psihopedagogic. Ce tip de formare inițială va crește calitatea în sistemul de învățământ din România? Toate părțile interesate au fost chemate să-și exprime și să-și justifice opinia. Precedenta audiere publică privind formarea cadrelor didactice a fost organizată în data de 21 aprilie anul curent. Colega mea Mirela Stana vă aduce amănunte. Boabe de rouă. Ce trebuie să facă un viitor cadru didactic? Cum trebuie el format pentru a face față provocărilor generate de un alt profil al școlarului, de progresul tehnic, de mediile sărace și multe altele? Ne spune doamna Daniela Vișoianu, președintele Coaliției pentru Educație. Ce am înțeles în ultimele 6 luni, dacă cariera didactică este o ocupație sau este o profesie? A avut ca și input în cadrul Comisiei de Experți modelul din Canada, unde avem un corp profesional al profesorilor. Să am o instanță etică care să-mi analizeze și performanța didactică și chestiunile de valori și de integritate, să nu am doar o reprezentare unul la unul între minister și sindicate și să ne referim la chestiuni legate de dreptul muncii. Profesorul este cea mai mare infrastructură de resursă umană a statului român, prezentă în teritoriu și prezentă în structurile cele mai vulnerabile. Cum îl pregătim pe cadrul didactic din acele școli vulnerabile pentru rolul lui social? Ce alte funcții de agregare de școală, agregare de comunitate în jurul școlii, agregare de părinți, este cazul să îndeplinească profesorul? Din nou ne-am uitat la modele din alte țări. Sunt țări care au o zi pe săptămână dedicată activităților profesorilor ca voluntari în diverse proiecte sociale. E o discuție importantă care trebuie avută. Nu vom avea niciodată în România 300.000 de cadre didactice cu vocație. Și atunci trebuie să îi antrenăm pe parcursul formării inițiale ca să probeze și să livreze niște comportamente în așa fel încât să poată să se descurce în situațiile diverse pe care le-au la clasă. O dezbatere atinsă în mod repetat dacă e specializare unică, dublă sau interdisciplinară, îmi permit să-l citez aici pe domnul Mircea Dumitru, în România devine prea scump să formăm profesori cu o singură specializare. Inclusiv s-au investigat posibilități de stagiatură, dacă s-ar putea practica o stagiatură didactică similară cu stagiatura medicală, cu predare un fel de shadow, adică să am profesorul stagiar la catedră și profesorul titular în sală împreună cu el și amândoi să fie plătiți pe această perioadă de stagiatură, din nou plătită sau voluntară pentru practicant, pentru stagiar sau pentru mentorul pe care îl are. Dacă ideea masteratului didactic a fost agreată de majoritatea universităților pentru pregătirea inițială a viitoarelor cadre didactice, doamna Ecaterina Andronescu, președintele Comisiei pentru Educație a Senatului, susține ideea repoziționării liceelor pedagogice. Liceele pedagogice, urmașele școlilor normale, au avut o contribuție extraordinară în formarea unui corp al învățătorilor de foarte bună calitate. După opinia mea, formarea în sensul creșterii competențelor pedagogice chiar din timpul liceului ar da o șansă mult mai mare unor cadre didactice bine profesionalizate și cu rezultate pozitive în cariera didactică. Pentru că majoritatea liceelor pedagogice au clase de exercițiu. Ceea ce înseamnă că ei de la 14, 16, 17, 18 ani deja au exercițiul acesta didactic și șansa de a deveni dascăli cu foarte bună pregătire și dedicați, pentru că până la urmă eu cred că școlile, universitățile noastre scot foarte buni matematicieni, fizicieni, chimiști, etc., în mai mică măsură foarte buni pedagogi și aici probabil că va trebui să găsim o formulă să ameliorăm
predarea și formarea cadrelor didactice. Raportul audierii publice cu tema ce tip de formare inițială va crește calitatea sistemului de învățământ din România, masteratul didactic sau modulul psihopedagogic, a fost înaintat și decidenților, necesitând și unele clarificări legislative. Ai clasă la Radio România Cultural. Pentru al doilea an consecutiv, Ministerul Apărării Naționale organizează Ziua Armatei României în școli. Este un proiect desfășurat timp de o săptămână până pe 25 octombrie. La el participă școlari din aproximativ 80 de licee și școli din toată țara. Echipe formate din militari de la toate categoriile de forțe, elevi și studenți de la instituțiile de învățământ militar, istorici, veterani de război și reprezentanți ai birourilor de informare-recrutare le prezintă elevilor importanța Zilei Armatei României și a carierei militare. Tot Mirela Stana, cea pe care am ascultat-o și în materialul anterior, a fost la una din întâlnirile elevilor cu cadrele militare. Ea a înregistrat pentru dumneavoastră. Puterea exemplului. 25 octombrie 1944 semnifică pentru noi și istoria noastră data eliberării totale a teritoriului românesc. 25 octombrie este și ziua în care sărbătorim armata, pe cei care au fost și sunt în slujba ei. Iar zilele acestea se desfășoară a 5-a ediție a evenimentului Ziua Armatei Române în școli. Primii elevi care au aflat ce înseamnă o carieră militară au fost elevii Colegiului Național Mihai Eminescu din București. Capitan comandor Alexandru Mintel și reprezint forțele navale, sunt de la fregata Regina Maria, șeful departamentului Sensul și Armamente. Sunt la multe povestiri cu istorii pe mare, de început de la descoperiri până la lupte pe mare. Care este diferența între ce le-a spus dumneavoastră și aceste fantezii? Nu sunt deloc fantezii, pentru că trăim într-o lume a necunoscutului, chiar dacă tehnica și echipamentele performează într-un timp foarte scurt. Noi trebuie să fim pregătiți să acționăm într-un timp foarte scurt pe mări și pe oceane unde navigăm pentru a îndepărta pericolele și pentru a limita toate riscurile legate de trafic de droguri, de armament, piraterie. Și cel puțin unul din 10 copii ar trebui să pășească în rândurile noastre să devenim colegi pentru a duce mai departe viitorul Armatei României. Forțele navale, forțele terestre și cele aeriene s-au prezentat pe rând adolescenților aflați la început de drum, iar fetele pilot le-au captat atenția cu poveștile lor. Sunt locotenent Apostol Diana și sunt pilot pe aeronava C-27 Juliet Spartan. În clasa a 10-a, în fața noastră se prezentau meserii. Atunci am întâlnit primul pilot din viața mea, iar el a spus așa: dacă pentru majoritatea oamenilor cerul este limita, imposibilul, pentru noi piloții cerul este doar începutul. Din acel moment mi-am dorit foarte mult să fac parte din această categorie de oameni specială. Poate din exterior totul pare foarte ușor, minunat, ne urcăm la manșa avionului, facem tumpe, acrobații. Trebuie să știți că nu este deloc ușor, programul nu este flexibil, nu ești la o anumită oră acasă, trebuie să fii disponibil 24 din 24 pentru că accidentele, din păcate, și alte evenimente nefaste nu sunt programate. Manifestările celei de-a 5-a ediție a evenimentului Ziua Armatei în școli se desfășoară în continuare până pe 24 octombrie în 6 colegii naționale din București și alte 80 de instituții de învățământ din țară. Ai clasă la Radio România Cultural. De la armată mergem în zona economică. Bursa de Valori București și Junior Achievement România au relansat manualul școlar intitulat Bursa și investițiile. Aproximativ 5.000 de elevi de liceu din țara noastră vor învăța la școală despre piața de capital, mecanismele bursei și diferitele tipuri de investiții pe care le pot face. Felicia Mocanu a fost la eveniment și a consemnat. Despre lucruri simple. Cătălin Hanțulie, profesor de discipline economice în cadrul Școlii Superioare Comerciale Nicolae Crățulescu din București. Domnule profesor, deja lucrați cu elevii de pe acest manual. Cum mi se pare actuala formulă? Noi am optat pentru varianta cercului, pentru că la liceele economice nu putem
să o încadrăm ca CDS și elevii sunt foarte dornici. Am mai fost la Bursa de Valori în cadrul porților deschise și acum, fiind clasa 11, se apropie de vârsta de 18 ani, vârsta ce le permite să investească, sunt din ce în ce mai interesați de acest lucru. Cum vă ajută acest manual? Cu ce informații noi vine, astfel încât elevii mari de liceu de a 11 și de a 12 să înțeleagă exact ce înseamnă investiție, ce înseamnă buget, ce înseamnă finanțe? În primul rând, pe parcursul manualului, ei au acces la o aplicație în care investesc virtual bani, urmând ca peste câteva luni, când împlinesc vârsta de 18 ani, să aibă ceva cunoștințe în domeniu, astfel încât să poată investi bani reali. E materie opțională? La noi este CERC. CERC înseamnă că facem după ore sau în afara orelor. Era, înțeleg, necesară apariția unui astfel de manual? Ei au fost foarte dornici. Eu am și întrebat și în clasă cine e interesat și vrea să participe și vreau să vă spun că jumătate din clasă și-a dorit să vină astăzi la bursă aici, la lansarea acestui manual. Și la ore participă toți elevii la CERC? Da, avem toți cei 29 de elevi ai clasei. Cum vă explică ei acest interes? De ce vă interesează pur și simplu acest domeniu? Păi cred că totul pornește de la joacă, de la aceste jocuri cu investiții virtuale și îi tentează. Cătălin Hamzulie, profesor la Școala Comercială Superioară Nicolae Crețulescu din Capitală. Până în prezent, peste 3700 de elevi din mai mult de 77 de licee din 47 de localități au ales să aibă la clasă, fie ca disciplină opțională, fie la orele de dirigenție și consiliere, o oră de studiu a manualului intitulat Bursa și investițiile. Din nou la microfon, colega mea Felicia Mocanu și invitații săi. Alexandru Petre, Junior Achievement Project Coordinator. Este un manual cu conținutul adaptat cerințelor elevilor din ziua de astăzi. Noi adaptăm mereu manualele și le edităm. Acesta aduce în plus un conținut mai fresh, mai multe informații, mai bine structurate, care sperăm să le trezească elevilor interesul de a învăța mai multe despre piața de capital. Ce tip de informație concret ține acest manual? Concepte de bază despre economie și treptat, iterativ, avansează spre concepte mai complexe, de exemplu despre piața de capital, structura acesteia, emitenți, acționari, tipuri de investiții și până la informații foarte concrete, cum să investim la bursă, cum elevii pot să investească la bursă, de fapt cei care au peste 18 ani, cum să cumpere acțiuni și cum să evalueze companiile și portofoliul pe care îl au. Deja manualul se află pe băncile celor de 11 și a 12? Și mai mulți s-au primit deja, iar restul să le primească. Alexandru Petre, coordonator de proiect la Junior Achievement România. Lansarea manualului școlar Bursa și investițiile se integrează în strategia Bursei de Valori București împreună cu celelalte proiecte desfășurate sub umbrela Fluent în Finanțe. Până în prezent, în cadrul acestui program organizat de Bursa de Valori București, Fluent în Finanțe, peste 2500 de elevi au vizitat sediul Bursei de Valori și au participat la o sesiune introductivă despre piața de capital. Bogdan Mugescu, specialist la Bursa de Valori București. Manualul conține informații de bază despre ce este piața de capital, cum funcționează aceasta, care sunt mecanismele principale, ce înseamnă o investiție, cum se face o investiție, cum se deschide un cont, cum îți faci un portofoliu, conține și glosar de termeni și de asemenea teste care îi ajută pe elevi să-și verifice nivelul de cunoștință. O formulă îmbunătățită lansată astăzi. A fost un proiect la care am lucrat intens în ultima perioadă împreună cu Junior Achievement, pentru că ne dorim să ajungă un material de o calitate impecabilă la cât mai mulți elevi. Am și refăcut conținutul, am și extins tirajul. Practic 5.000 de elevi începând din această toamnă, din toată țara, au acces la acest curs pe care pot să-l facă drept curs opțional sau extracurricular sau la ora de dirigenție. Practic ajungem cu acest manual chiar în toată țara și nu facem altceva decât să punem umărul la crearea unei viitoare generații de investitori la bursă. Ajunsă la cea de-a șasea ediție, Ziua Educației Nonformale s-a transformat în Ziua Învățării Nonformale. Anul trecut, sub egida sa, au fost organizate 607
646 de evenimente la nivel național. Azi și mâine, în școli, licee, universități sau organizații non-guvernamentale, tinerii pot participa la Ziua Învățării Non-Formare. La ce le folosește, vă spune Andra Dobre, responsabil de comunicare la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale. Construim împreună. Andra Dobre, pe 21 și 22 octombrie aniversăm Ziua Educației Non-Formale. Ce ați pregătit pentru ediția 2016? Ziua Educației Non-Formale până anul acesta e deja la a șasea ediție. Începând cu anul acesta se numește Ziua Învățării Non-Formale, pentru că e în mai mare acord cu principiile pe care le promovăm. Este un eveniment dedicat învățării non-formale. Orice instituție sau organizație care crede în beneficiile învățării în context non-formal și practică activități și metode activ participative poate să realizeze în una din zilele 21 sau 22 octombrie, adică vineri sau sâmbătă 2016. Activități de tip non-formal. Printre metodele care pot să fie folosite, enumerăm ateliere de origami, quilling, piese de teatru forum, proiecții de filme, sesiuni de mini-training, expoziții de fotografie, cafenele publice. Încurajăm deopotrivă zona ONG-urilor să fie implicate în partea aceasta, dar și instituții precum școlile, liceele, muzee și comunitatea extinsă. Există un calendar centralizat pentru aceste două zile ale învățării non-formale? Da, vă recomandăm să accesați site-ul nonformali.ro. Acolo există evenimentul umbrelă, Ziua Învățării Non-Formale, și fiecare persoană care dorește să promoveze și să organizeze un astfel de eveniment în comunitatea sa, introduce un eveniment. Toate aceste evenimente se regăsesc pe o hartă, poți intra ca simplu participant la un astfel de eveniment să vezi în zona ta dacă se organizează și să mergi acolo, sau poți să fii activ și să propui un astfel de eveniment, realizarea unui astfel de eveniment în instituția ta. De-a lungul timpului, numai puțin de 646 de evenimente au fost organizate sub egida Ziua Învățării Non-Formale. Ziua Învățării Non-Formale, așa cum se va numi începând cu această ediție 2016, are loc atât în zona urbană cât și în zona rurală? Încurajăm implicarea unui număr cât mai mare de instituții sau organizații. Sigur, beneficiile sunt multiple și considerăm că metodele activ-participative au un rol esențial în integrarea persoanelor cu probleme, persoanelor cu dizabilități, și ne dorim să nu se întâmple numai în zona urbană, ci și în zona rurală. Ce trebuie să facă un profesor de la o școală dintr-un sat din Botoșani dacă vrea să își trimite oferta pentru Ziua Învățării Non-Formale? Dacă propune un atelier sau un workshop sau o metodă pe care vrea să o facă cu elevii săi, intră pe site, pe nonformali.ro, și înscrie evenimentul pe site, sub evenimentul umbrelă Ziua Învățării Non-Formale. Acesta va fi revizuit și făcut public pentru ca toți potențialii beneficiari să-l poată vizualiza și să aibă acces. De asemenea, există și promovarea acestui eveniment. Există un eveniment Facebook dedicat. Îl promovăm și pe canalele noastre, atât site erasmusplus.ro, cât și pe pagina de Facebook Erasmus Plus România. A fost Andra Dobre, responsabil de comunicare la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale. Ascultați-i clasă la Radio România Cultural, ne puteți descoperi și pe pagina de Facebook cu același titlu sau la radioromaniacultural.ro. Vă prezint acum concursul emisiunii. Avem două minunate premii oferite de partenerii noștri, editurile Niculescu și Integral. Primul premiu este oferit de editura Niculescu, matematică, breviar teoretic, exerciții și teste de evaluare pentru bacalaureat. Consultantul acestei ample lucrări este domnul profesor Octavian Stănășilă. Este o lucrare realizată de un colectiv de autori experimentați în pregătirea elevilor la clasă. Este o lucrare adresată celor care vor să se evalueze după 12 ani de liceu. Secțiunea finală a cărții conține rezolvări detaliate la majoritatea aplicațiilor, fiind utilă pentru verificarea promptă a valorii experienței câștigate de fiecare elev. Al doilea premiu este alcătuit din trei cărți oferite de Integral Educațional: Superisteții și Nătăfleții Basmului Românesc, Supereroinele Basmului Românesc și Povești cu Îngeri de
Claudia Groza. Numerele de telefon sunt 021-311-1240 și 021-319-0505, iar numărul de SMS la care puteți scrie răspunsul este 0746-223300. Întrebarea este următoarea. Cum se numește din acest an evenimentul național Ziua Educației Nonformale? Cum se numește din acest an evenimentul național Ziua Educației Nonformale? Vor fi premiate primele două răspunsuri corecte. Ai clasă cu Mirela Nicolae. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Olanda este condus de un ministru și doi secretari de stat care muncesc pentru o țară deșteaptă, îndemânatică și creativă. Ministerul lucrează pentru elevi, studenți și părinților, dar și pentru artiști și vizitatorii de muzeu, pentru cadrele didactice de la învățământul primar până la învățământul superior, pentru cercetători, angajații din radio și televiziune, pentru biblioteci și instituțiile de artă. Anca Ionescu vă spune în minutele următoare la Școala pe Glob cum este structurată educația preuniversitară din Olanda. Școala pe Glob. În Olanda, copiii merg la școală de foarte devreme, încă de la 3 sau 4 ani. Iar listele de așteptare pentru unele școli se întind pe mai mulți ani. De la 5 ani, școala este obligatorie, iar ciclul primar ține până la vârsta de 12 ani, pentru că în Olanda sunt foarte mulți părinți care vin cu copiii din alte țări, iar acești copii nu cunosc limba neerlandeză. Există clase speciale pentru învățarea limbii și cunoașterea culturii olandeze, cu durata de un an. Numărul minim de ore pe care o școală trebuie să le asigure este stabilit prin lege, 940 pe an. Modul în care aceste ore sunt împărțite rămâne la alegerea școlilor. Cele mai multe ore de curs sunt organizate în intervalul 8:30-15 de luni până vineri, cu o pauză de o oră la prânz pentru masă, timp în care unii dintre copii se pot duce acasă. Hond. Dit is een hond. Twee honden. Een kat en een hond. În Olanda, învățământul este obligatoriu până la vârsta de 16 ani, iar dacă un copil lipsește în mod repetat de la ore, școala anunță autoritățile, iar dacă părinții îi permit copilului să nu se ducă la școală sau îl rețin acasă, sunt urmăriți penal, iar în ultimă instanță pot chiar ajunge la închisoare. Dacă învățământul primar este gratuit, pentru cel secundar se percepe o contribuție parentală care este voluntară. La aceasta se adaugă costul manualelor, al caietelor, al altor materiale didactice și al excursiilor. De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond, als de bus gaat rijden. De deuren van de bus gaan open en dicht, open en dicht, open en dicht. De deuren van de bus gaan open en dicht, als de bus gaat rijden. Copiii din Olanda se duc la școală relaxați, accentul nefiind pus pe competiție și nici pe performanță, ci pe plăcerea de a merge la școală pentru a dobândi cunoștințe de bază. Acestea se obțin fără prea mult efort, fără teme pentru acasă, iar evaluările nu se fac pentru a ierarhiza elevii, ci pentru a-i putea îndruma spre domenii de dezvoltare pentru care sunt mai potriviți. Copiii care învață mai greu sunt ajutați, iar dacă totuși nu reușesc să facă față cerințelor, sunt îndrumați spre școli speciale. Even stampen, even stampen, ja ja. Even klappen, even klappen, even klappen, ja ja. Even springen, even springen, even springen, ja ja. Even kijken, even kijken, even kijken, ja ja. Even zwemmen, even zwemmen, even zwemmen, ja ja. Even vliegen, even vliegen, even vliegen, ja ja. Even draaien, even draaien, even draaien, ja ja. Even zwaaien, even zwaaien.
Mâine începe la Arad a 24-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Tânăr Francofon, Ami Fran. Între 22 și 28 octombrie, pe scena Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, puteți vedea 22 de spectacole montate pe textele unor cunoscuți autori contemporani, precum Matei Vișniec, Eric Emanuel Schmidt, Jean-Michel Rib. Sunt 354 de participanți din 10 țări: Albania, Belgia, Bulgaria, Canada, regiunea Quebec, Franța, Italia, Polonia, Rusia, Ungaria și România. Ascultați-i pe Raluca Rădulescu și Florin Didilescu, directorul fondator al festivalului Ami Fran. Bona de weekend! 22-27 octombrie 2016, cred că este un moment bun să ne întoarcem la Arad, la un festival despre care vorbim de an bun la Radio România Cultural, pentru că nu este important numai că îi aduce împreună pe tineri, pe adolescenți, prin teatru, ci și pentru că îi învață să fie oameni. Domnule Florin Didilescu, ce le propuneți arădenilor și tinerilor anul acesta și cu ce este special această ediție? O plasăm sub umbrela unei aniversări. Vom marca 25 de ani de la înființarea Asociației Ami Fran, inițiatoarea și purtătoarea acestui drapel singular în peisajul transilvan al limbii franceze. În acești 25 de ani, foarte mulți tineri care au trecut pe la Ami Fran au ajuns actori cunoscuți și recunoscuți în România. Eu v-aș întreba și concret, ce faceți anul acesta? Anul acesta avem al 24-a ediție de festival. Noutatea e prezent unei trupe și unei țări noi pe care o integrăm în festivalul nostru. Și iată, avem albanezi pentru prima oară. Dar mai aveți și trupe tradiționale din alte țări. Evident. Din câte țări aveți anul acesta? Anul acesta vor fi 10 țări reprezentate, începând de la Quebec și terminând cu Rusia, din Europa, Franța, Belgia, Italia, Ungaria, Polonia, Bulgaria. Vor fi 370 de participanți și 22 de spectacole. Vom începe cu un spectacol profesionist pe care ni-l oferă Sorin Dorobanțu de la Teatru de Marionete din Arad. Avem și câteva surprize, o seară surpriză în care mi-am permis să îi aduc în mijlocul tinerilor un coleg de generație, Mircea Baniciu, pe care l-am invitat într-o seară să le cânte tinerilor. Vom avea 18 ateliere teatru, ca noutate un atelier de fotografie. Și unde vor putea fi văzute spectacolele pentru spectatori, nu numai pentru participanți? Toate spectacolele vor fi văzute la Teatrul Clasic Ioan Slavici, pe scena mare, în regim de două calupuri de spectacole pe zi, de la 14 la 18 și de la 20 la 22, începând de duminică până joi seara. Evenimentul național Ziua Educației Nonformale este denumit începând cu această ediție Ziua Învățării Nonformale. Felicitări câștigătorilor Musteață Ștefan și Stella Amber. Musteață Ștefan este din Iași, iar doamna Amber din Cimleul Silvaniei. Sunt Mirela Nicolae și vă doresc audiție plăcută la Radio România Cultural. Ai clasă!
Rectorii principalelor universități din țară susțin că, în urma evaluării școlilor doctorale, finanțarea doctoratului trebuie să se facă diferențiat, după capacități și rezultate. Este cea mai nouă știre din educație publicată acum 2 ore de hotnews.ro. Bun găsit! Sunt Mirela Nicolae și vă invit să ascultați până la 16:30 de minute știri, interviuri și reportaje din educația națională și internațională. În primul material va fi vorba tot despre evaluări, mai precis despre cele ale profesorilor. De mulți ani, formarea inițială și continuă a cadrelor didactice preuniversitare reprezintă unul din principalele subiecte ale dezbaterilor și reformelor. La mijlocul acestei săptămâni, Coaliția pentru Educație și-a asumat organizarea unei întâlniri publice pe tema Masterat didactic sau modul psihopedagogic. Ce tip de formare inițială va crește calitatea în sistemul de învățământ din România? Toate părțile interesate au fost chemate să-și exprime și să-și justifice opinia. Precedenta audiere publică privind formarea cadrelor didactice a fost organizată în data de 21 aprilie anul curent. Colega mea Mirela Stana va aduce amănunte. Boabe de rouă. Ce trebuie să facă un viitor cadru didactic? Cum trebuie el format pentru a face față provocărilor generate de un alt profil al școlarului, de progresul tehnic, de mediile sărace și multe altele? Ne spune doamna Daniela Vișoianu, președintele Coaliției pentru Educație. Ce am înțeles în ultimele 6 luni, dacă cariera didactică este o ocupație sau este o profesie? A avut ca și input în cadrul Comisiei de Experți modelul din Canada, unde avem un corp profesional al profesorilor. Să am o instanță etică care să-mi analizeze și performanța didactică și chestiunile de valori și de integritate, să nu am doar o reprezentare unul la unul între minister și sindicate și să ne referim la chestiuni legate de dreptul muncii. Profesorul este cea mai mare infrastructură de resursă umană a statului român, prezentă în teritoriu și prezentă în structurile cele mai vulnerabile. Cum îl pregătim pe cadru didactic din acele școli vulnerabile pentru rolul lui social? Ce alte funcții de agregare de școală, agregare de comunitate în jurul școlii, agregare de părinți, este cazul să îndeplinească profesorul? Din nou ne-am uitat la modele din alte țări. Sunt țări care au o zi pe săptămână dedicată activităților profesorilor ca voluntari în diverse proiecte sociale. E o discuție importantă care trebuie avută. Nu vom avea niciodată în România 300.000 de cadre didactice cu vocație. Și atunci trebuie să îi antrenăm pe parcursul formării inițiale ca să probeze și să livreze niște comportamente în așa fel încât să poată să se descurce în situațiile diverse pe care le au la clasă. O dezbatere atinsă în mod repetat dacă e specializare unică, dublă sau interdisciplinară, îmi permit să-l citez aici pe domnul Mircea Dumitru, în România devine prea scump să formăm profesori cu o singură specializare. Inclusiv s-au investigat posibilități de stagiatură, dacă s-ar putea practica o stagiatură didactică similară cu stagiatura medicală, cu predare un fel de shadow, adică să am profesorul stagiar la catedră și profesorul titular în sală împreună cu el și amândoi să fie plătiți pe această perioadă de stagiatură, din nou plătită sau voluntară pentru practicant, pentru stagiar sau pentru mentorul pe care îl are. Dacă ideea masteratului didactic a fost agreată de majoritatea universităților pentru pregătirea inițială a viitoarelor cadre didactice, doamna Ecaterina Andronescu, președintele Comisiei pentru Educație a Senatului, susține ideea repoziționării liceelor pedagogice. Liceele pedagogice, urmașele școlilor normale, au avut o contribuție extraordinară în formarea unui corp al învățătorilor de foarte bună calitate. După opinia mea, formarea în sensul creșterii competențelor pedagogice chiar din timpul liceului ar da o șansă mult mai mare unor cadre didactice bine profesionalizate și cu rezultate pozitive în cariera didactică. Pentru că majoritatea liceelor pedagogice au clase de exercițiu. Ceea ce înseamnă că ei de la 14, 16, 17, 18 ani deja au exercițiul acesta didactic și șansa de a deveni dascăli cu foarte bună pregătire și dedicați, pentru că până la urmă eu cred că școlile, universitățile noastre scot foarte buni matematicieni, fizicieni, chimiști, etc., în mai mică măsură foarte buni pedagogi și aici probabil că va trebui să găsim o formulă să ameliorăm predarea
și formarea cadrelor didactice. Raportul audierii publice cu tema ce tip de formare inițială va crește calitatea sistemului de învățământ din România, masteratul didactic sau modulul psihopedagogic, a fost înaintat și decidenților, necesitând și unele clarificări legislative. Ai clasă la Radio România Cultural. Pentru al doilea an consecutiv, Ministerul Apărării Naționale organizează Ziua Armatei României în școli. Este un proiect desfășurat timp de o săptămână până pe 25 octombrie. La el participă școlari din aproximativ 80 de licee și școli din toată țara. Echipe formate din militari de la toate categoriile de forțe, elevi și studenți de la instituțiile de învățământ militar, istorici, veterani de război și reprezentanți ai birourilor de informare-recrutare le prezintă elevilor importanța Zilei Armatei României și a carierei militare. Tot Mirela Stana, cea pe care am ascultat-o și în materialul anterior, a fost la una din întâlnirile elevilor cu cadrele militare. Ea a înregistrat pentru dumneavoastră. Puterea exemplului. 25 octombrie 1944 semnifică pentru noi și istoria noastră data eliberării totale a teritoriului românesc. 25 octombrie este și ziua în care sărbătorim armata, pe cei care au fost și sunt în slujba ei. Iar zilele acestea se desfășoară a 5-a ediție a evenimentului Ziua Armatei Române în școli. Primii elevi care au aflat ce înseamnă o carieră militară au fost elevii Colegiului Național Mihai Eminescu din București. Capitan comandor Alexandru Mintel și reprezint forțele navale, sunt de la fregata Regina Maria, șeful departamentului Sensul și Armamente. Sunt la foarte multe povestiri cu istorie pe mare, de început de la descoperiri până la lupte pe mare. Care este diferența între ce le-ați spus dumneavoastră și aceste fantezii? Nu sunt deloc fantezii, pentru că trăim într-o lume a necunoscutului, chiar dacă tehnica și echipamentele performează într-un timp foarte scurt. Noi trebuie să fim pregătiți să acționăm într-un timp foarte scurt pe mări și pe oceane unde navigăm pentru a îndepărta pericolele și pentru a limita toate riscurile legate de trafic de droguri, de armament, piraterie. Și cel puțin unul din 10 copii ar trebui să pășească în rândurile noastre să devenim colegi pentru a aduce mai departe viitorul Armatei României. Forțele navale, forțele terestre și cele aeriene s-au prezentat pe rând adolescenților aflați la început de drum, iar fetele pilot le-au captat atenția cu poveștile lor. Sunt locotenent Apostol Diana și sunt pilot pe aeronava C-27 Juliet Spartan. În clasa a 10-a, în fața noastră se prezentau meserii. Atunci am întâlnit primul pilot din viața mea, iar el a spus așa: dacă pentru majoritatea oamenilor cerul este limita, imposibilul, pentru noi piloții cerul este doar începutul. Din acel moment mi-am dorit foarte mult să fac parte din această categorie de oameni specială. Poate din exterior totul pare foarte ușor, minunat, ne urcăm la manșa avionului, facem tumpe, acrobații. Trebuie să știți că nu este deloc ușor, programul nu este flexibil, nu ești la o anumită oră acasă, trebuie să fii disponibil 24 din 24 pentru că accidentele, din păcate, și alte evenimente nefaste nu sunt programate. Manifestările celei de-a 5-a ediție a evenimentului Ziua Armatei în școli se desfășoară în continuare până pe 24 octombrie în 6 colegii naționale din București și alte 80 de instituții de învățământ din țară. Ai clasă la Radio România Cultural. De la armată mergem în zona economică. Bursa de Valori București și Junior Achievement România au relansat manualul școlar intitulat Bursa și investițiile. Aproximativ 5.000 de elevi de liceu din țara noastră vor învăța la școală despre piața de capital, mecanismele bursei și diferitele tipuri de investiții pe care le pot face. Felicia Mocanu a fost la eveniment și a consemnat. Despre lucruri simple.
Cătălin Hanțulie, profesor de discipline economice în cadrul Școlii Superioare Comerciale Nicolae Chiațulescu din București. Domnule profesor, deja lucrați cu elevii de pe acest manual. Cum mi se pare actuala formulă? Noi am optat pentru varianta cercului, pentru că la liceele economice nu putem să o încadrăm ca CDS și elevii sunt foarte dornici. Am mai fost la Bursa de Valori în cadrul porților deschise și acum, fiind clasa 11, se apropie de vârsta de 18 ani, vârsta ce le permite să investească, sunt din ce în ce mai interesați de acest lucru. Cum vă ajută acest manual? Cu ce informații noi vine, astfel încât elevii mari de liceu de a 11 și de a 12 să înțeleagă exact ce înseamnă investiție, ce înseamnă buget, ce înseamnă finanțe? În primul rând, pe parcursul manualului, ei au acces la o aplicație în care investesc virtual bani, urmând ca peste câteva luni, când împlinesc vârsta de 18 ani, să aibă ceva cunoștințe în domeniu, astfel încât să poată investi bani reali. E materie opțională? La noi este cerc. Cerc înseamnă că facem după ore sau în afara orelor. Era, înțeleg, necesară apariția unui astfel de manual? Ei au fost foarte dornici. Eu am și întrebat și în clasă cine e interesat și vrea să participe și vreau să vă spun că jumătate din clasă și-a dorit să vină astăzi la bursă aici, la lansarea acestui manual. Și la ore participă toți elevii la cerc? Da, avem toți cei 29 de elevi ai clasei. Cum vă explică ei acest interes? De ce vă interesează pur și simplu acest domeniu? Păi cred că totul pornește de la joacă, de la aceste jocuri cu investiții virtuale și îi tentează. Cătălin Hamzulie, profesor la Școala Comercială Superioară Nicolae Crețulescu din Capitală. Până în prezent, peste 3700 de elevi din mai mult de 77 de licee din 47 de localități au ales să aibă la clasă, fie ca disciplină opțională, fie la orele de dirigenție și consiliere, o oră de studiu a manualului intitulat Bursa și investițiile. Din nou la microfon, colega mea Felicia Mocanu și invitații săi. Alexandru Petre, Junior Achievement Project Coordinator. Este un manual cu conținutul adaptat cerințelor elevilor din ziua de astăzi. Noi adaptăm mereu manualele și le edităm. Acesta aduce în plus un conținut mai fresh, mai multe informații, mai bine structurate, care sperăm să le trezească elevilor interesul de a învăța mai multe despre piața de capital. Ce tip de informație concret conține acest manual? Concepte de bază despre economie și treptat, iterativ, avansează spre concepte mai complexe, de exemplu despre piața de capital, structura acesteia, emitenți, acționari, tipuri de investiții și până la informații foarte concrete, cum să investim la bursă, cum elevii pot să investească la bursă, de fapt cei care au peste 18 ani, cum să cumpere acțiuni și cum să evalueze companiile și portofoliul pe care îl au. Deja manualul se află pe băncile celor de 11 și a 12? Și mai mulți s-au primit deja, iar restul o să le primească. Alexandru Petre, coordonator de proiect la Junior Achievement România. Lansarea manualului școlar Bursa și investițiile se integrează în strategia Bursei de Valori București împreună cu celelalte proiecte desfășurate sub umbrela Fluent în Finanțe. Până în prezent, în cadrul acestui program organizat de Bursa de Valori București, Fluent în Finanțe, peste 2500 de elevi au vizitat sediul Bursei de Valori și au participat la o sesiune introductivă despre piața de capital. Bogdan Mugescu, specialist la Bursa de Valori București. Manualul conține informații de bază despre ce este piața de capital, cum funcționează aceasta, care sunt mecanismele principale, ce înseamnă o investiție, cum se face o investiție, cum se deschide un cont, cum se face un portofoliu, conține și glosar de termeni și de asemenea teste care îi ajută pe elevi să-și verifice nivelul de cunoștință. O formulă îmbunătățită lansată astăzi? A fost un proiect la care am lucrat intens în ultima perioadă împreună cu Junior Achievement, pentru că ne dorim să ajungă un material de o calitate impecabilă la cât mai mulți elevi. Am și refăcut conținutul, am și extins tirajul. Practic 5.000 de elevi începând din această toamnă, din toată țara, au acces la acest curs pe care pot să-l facă drept curs opțional sau extracurricular sau la ora de dirigenție. Practic ajungem cu acest manual chiar în toată țara și nu facem altceva decât să punem umărul la crearea unei viitoare generații de investitori la bursă.
Ajunsă la cea de-a șasea ediție, Ziua Educației Nonformale s-a transformat în Ziua Învățării Nonformale. Anul trecut, sub egida sa, au fost organizate 646 de evenimente la nivel național. Azi și mâine, în școli, licee, universități sau organizații non-guvernamentale, tinerii pot participa la Ziua Învățării Nonformale. La ce le folosește, vă spune Andra Dobre, responsabil de comunicare la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale. Construim împreună! Andra Dobre, pe 21 și 22 octombrie aniversăm Ziua Educației Nonformale. Ce ați pregătit pentru ediția 2016? Ziua Educației Nonformale până anul acesta e deja la a șasea ediție. Începând cu anul acesta se numește Ziua Învățării Nonformale, pentru că e în mai mare acord cu principiile pe care le promovăm. Este un eveniment dedicat învățării nonformale. Orice instituție sau organizație care crede în beneficiile învățării în context nonformal și practică activități și metode activ participative poate să realizeze în una din zilele 21 sau 22 octombrie, adică vineri sau sâmbătă 2016. Activități de tip non-formal. Printre metodele care pot să fie folosite, enumerăm ateliere de origami, quilling, piese de teatru forum, proiecții de filme, sesiuni de mini-training, expoziții de fotografie, cafenele publice. Încurajăm deopotrivă zona ONG-urilor să fie implicate în partea aceasta, dar și instituții precum școlile, liceele, muzee și comunitatea extinsă. Există un calendar centralizat pentru aceste două zile ale învățării non-formale? Da, vă recomandăm să accesați site-ul nonformali.ro. Acolo există evenimentul umbrelă, Ziua Învățării Non-Formale, și fiecare persoană care dorește să promoveze și să organizeze un astfel de eveniment în comunitatea sa, introduce un eveniment. Toate aceste evenimente se regăsesc pe o hartă. Poți intra ca simplu participant la un astfel de eveniment să vezi în zona ta dacă se organizează și să mergi acolo, sau poți să fii activ și să propui un astfel de eveniment, realizarea unui astfel de eveniment în instituția ta. De-a lungul timpului, numai puțin de 646 de evenimente au fost organizate sub egida Ziua Învățării Nonformale. Ziua Învățării Nonformale, așa cum se va numi începând cu această ediție 2016, are loc atât în zona urbană cât și în zona rurală? Încurajăm implicarea unui număr cât mai mare de instituții sau organizații. Sigur, beneficiile sunt multiple și considerăm că metodele activ-participative au un rol esențial în integrarea persoanelor cu probleme, persoanelor cu dizabilități, și ne dorim să nu se întâmple numai în zona urbană, ci și în zona rurală. Ce trebuie să facă un profesor de la o școală dintr-un sat din Botoșani dacă vrea să își trimite oferta pentru Ziua Învățării Nonformale? Dacă propune un atelier sau un workshop sau o metodă pe care vrea să o facă cu elevii săi, intră pe site, pe nonformali.ro, și înscrie evenimentul pe site, sub evenimentul umbrelă Ziua Învățării Nonformale. Acesta va fi revizuit și făcut public pentru ca toți potențialii beneficiari să-l poată vizualiza și să aibă acces. De asemenea, există și promovarea acestui eveniment. Există un eveniment Facebook dedicat. Îl promovăm și pe canalele noastre, atât site erasmusplus.ro, cât și pe pagina de Facebook Erasmus Plus România. A fost Andra Dobre, responsabil de comunicare la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale. Ascultați Ei Clasă la Radio România Cultural, ne puteți descoperi și pe pagina de Facebook cu același titlu sau la radioromaniacultural.ro. Vă prezint acum concursul emisiunii. Avem două minunate premii oferite de partenerii noștri, editurile Niculescu și Integral. Primul premiu este oferit de editura Niculescu, matematică, breviar teoretic, exerciții și teste de evaluare pentru bacalaureat. Consultantul acestei ample lucrări este domnul profesor Octavian Stănășilă. Este o lucrare realizată de un colectiv de autori experimentați în pregătirea elevilor
elevilor la clasă. Este o lucrare adresată celor care vor să se evalueze după 12 ani de liceu. Secțiunea finală a cărții conține rezolvări detaliate la majoritatea aplicațiilor, fiind utilă pentru verificarea promptă a valorii experienței câștigate de fiecare elev. Al doilea premiu este alcătuit din 3 cărți oferite de Integral Educațional, Superisteții și Nătăfleții Basmului Românesc, Supereroinele Basmului Românesc și Povești cu Îngeri de Claudia Groza. Numerele de telefon sunt 021-311-1240 și 021-319-0505, iar numărul de SMS la care puteți scrie răspunsul este 0746-223300. Întrebarea este următoarea. Cum se numește din acest an evenimentul național Ziua Educației Nonformale? Cum se numește din acest an evenimentul național Ziua Educației Nonformale? Vor fi premiate primele 2 răspunsuri corecte. Ai clasă cu Mirela Nicolae. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Olanda este condus de un ministru și 2 secretari de stat care muncesc pentru o țară deșteaptă, îndemânatică și creativă. Ministerul lucrează pentru elevi, studenți și părinților, dar și pentru artiști și vizitatorii de muzeu, pentru cadrele didactice de la învățământul primar până la învățământul superior, pentru cercetători, angajații din radio și televiziune, pentru biblioteci și instituțiile de artă. Anca Ionescu vă spune în minutele următoare la Școala pe Glob cum este structurată educația preuniversitară din Olanda. Școala pe Glob. În Olanda, copiii merg la școală de foarte devreme, încă de la 3 sau 4 ani. Iar listele de așteptare pentru unele școli se întind pe mai mulți ani. De la 5 ani, școala este obligatorie, iar ciclul primar ține până la vârsta de 12 ani, pentru că în Olanda sunt foarte mulți părinți care vin cu copiii din alte țări, iar acești copii nu cunosc limba neerlandeză. Există clase speciale pentru învățarea limbii și cunoașterea culturii olandeze, cu durata de un an. Numărul minim de ore pe care o școală trebuie să le asigure este stabilit prin lege, 940 pe an. Modul în care aceste ore sunt împărțite rămâne la alegerea școlilor. Cele mai multe ore de curs sunt organizate în intervalul 8:30-15 de luni până vineri, cu o pauză de o oră la prânz pentru masă, timp în care unii dintre copii se pot duce acasă. Hond. Dit is een hond. Twee honden. Een kat en een hond. În Olanda, învățământul este obligatoriu până la vârsta de 16 ani, iar dacă un copil lipsește în mod repetat de la ore, școala anunță autoritățile, iar dacă părinții îi permit copilului să nu se ducă la școală sau îl rețin acasă, sunt urmăriți penal, iar în ultimă instanță pot chiar ajunge la închisoare. Dacă învățământul primar este gratuit, pentru cel secundar se percepe o contribuție parentală care este voluntară. La aceasta se adaugă costul manualelor, al caietelor, al altor materiale didactice și al excursiilor. De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond, als de bus gaat rijden. De deuren van de bus gaan open en dicht, open en dicht, open en dicht. De deuren van de bus gaan open en dicht, als de bus gaat rijden. Copiii din Olanda se duc la școală relaxați, accentul nefiind pus pe competiție și nici pe performanță, ci pe plăcerea de a merge la școală pentru a dobândi cunoștințe de bază. Acestea se obțin fără prea mult efort, fără teme pentru acasă, iar evaluările nu se fac pentru a ierarhiza elevii, ci pentru a-i putea îndruma spre domenii de dezvoltare pentru care sunt mai potriviți. Copiii care învață mai greu sunt ajutați, iar dacă totuși nu reușesc să facă față cerințelor, sunt îndrumați spre școli speciale. Even stampen, even stampen, ja, ja. Even klappen, even klappen, even klappen, ja, ja. Even springen, even
zwemmen, ja, ja. Even vliegen, even vliegen, even vliegen, ja, ja. Even draaien, even draaien, even draaien, ja, ja. Even zwaaien, even zwaaien, even zwaaien, ja, ja. Mâine începe la Arad a 24-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Tânăr Francofon, Ami Fran. Între 22 și 28 octombrie, pe scena Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, puteți vedea 22 de spectacole montate pe textele unor cunoscuți autori contemporani, precum Matei Vișniec, Eric Emanuel Schmidt, Jean-Michel Rib. Sunt 354 de participanți din 10 țări: Albania, Belgia, Bulgaria, Canada, regiunea Quebec, Franța, Italia, Polonia, Rusia, Ungaria și România. Ascultați-i pe Raluca Rădulescu și Florin Didilescu, directorul fondator al festivalului Ami Fran. Bona de weekend! 22-27 octombrie 2016, cred că este un moment bun să ne întoarcem la Arad, la un festival despre care vorbim de an bun la Radio România Cultural, pentru că nu este important numai că îi aduce împreună pe tineri, pe adolescenți, prin teatru, ci și pentru că îi învață să fie oameni. Domnule Florin Didilescu, ce le propuneți arădenilor și tinerilor anul acesta și cu ce este special această ediție? O plasăm sub umbrela unei aniversări. Vom marca 25 de ani de la înființarea Asociației Ami Fran, inițiatoarea și purtătoarea acestui drapel singular în peisajul transilvan al limbii franceze. În acești 25 de ani, foarte mulți tineri care au trecut pe la Ami Fran au ajuns actori cunoscuți și recunoscuți în România. Eu v-aș întreba și concret, ce faceți anul acesta? Anul acesta avem a 24-a ediție de festival. Noutatea e prezent unei trupe și unei țări noi pe care o integrăm în festivalul nostru. Și iată, avem albanezi pentru prima oară. Dar mai aveți și trupe tradiționale din alte țări. Evident. Din câte țări aveți anul acesta? Anul acesta vor fi 10 țări reprezentate, începând de la Quebec și terminând cu Rusia, din Europa, Franța, Belgia, Italia, Ungaria, Polonia, Bulgaria. Vor fi 370 de participanți și 22 de spectacole. Vom începe cu un spectacol profesionist pe care ni-l oferăm Sorin Dorobanțu de la Teatru de Marionete din Arad. Avem și câteva surprize, o seară surpriză în care mi-am permis să îi aduc în mijlocul tinerilor un coleg de generație, Mircea Baniciu, pe care l-am invitat într-o seară să le cânte tinerilor. Vom avea 18 ateliere teatru, ca noutate un atelier de fotografie. Și unde vor putea fi văzute spectacolele pentru spectatori, nu numai pentru participanți? Toate spectacole vor fi văzute la Teatrul Clasic Ioan Slavici, pe scena mare, în regim de două calupuri de spectacole pe zi, de la 14 la 18 și de la 20 la 22, începând de duminică până joi seara. Evenimentul național Ziua Educației Nonformale este denumit, începând cu această ediție, Ziua Învățării Nonformale. Felicitări câștigătorilor, Musteață Ștefan și Stella Ember. Musteață Ștefan este din Iași, iar doamna Ember din Șimleul Silvaniei. Sunt Mirela Nicolae și vă doresc audiție plăcută la Radio România Cultural.